Și vreau să văd dosarul care s-a implicat. Se află la doamna... Și ați plăgeți atunci. Se află la doamna... Eu sunt conștiu, se află la doamna... Turea Straistar. Care s-a ocupat inițial de el? M-am ocupat eu inițial de el. După aceasta... După ce... Eu am plecat în concediu și mi-a fost repartizat lui. Nu mă filmați, vă rog frumos, și strângeți telefon. De ce vei rușine că fel? Fumați la locul de muncă unde ar trebui să nu fiți, că sunteți în concediu? Eu vă rog frumos. Eu am venit la serviciu să-mi fac alt serviciu și nu mă filmați. Înțeles, dar n-aveți voie să fumați în instituție de stat. Nu fumeți în instituție de stat. Scrumiera să vorbește despre altceva. Da, bine. Încercați să păcăliți pe alții. Da. Ceva cu fumacintoși. Bună ziua. Vreau să vorbesc cu vreun șef. Păi, vreau dumneavoastră ședință. Șef, ce fac? Să așteptați că vreun ședință cu procurorul. Victoria Străistaru tot aici poate fi? Da, la ședință. Domnul șef, bună ziua! Am niște probleme de reclamat. Am primit de vreo câteva ori răspunsuri de la procurorii dumneavoastră, întâi doamna Străistaru și după aceea domnul Rusu, că se suspendă urmărire penală în cazul agresării mele cu un an în urmă. Am contestat ordonanța, le-am pus din nou la treabă, acum iar am primit scrisoare că se suspendă. De ce nu primesc ordonanța cu explicarea modului de contestare? Am scris cereri la cancelarie și mi-au spus că, iată, telefonul lui e Rusu. Îl sun pe Rusu, el zice, vin în orice zi de la 8:30. Îi zic, o să vin joi, e bine? E bine. Vin acum joi, îl găsesc pe domnul Rusu în birou la 8:30, fumând, în locul de muncă. Și eu zic, dar eu sunt concediu. Du-te la doamna Străistaru. Mă duc la doamna Străistaru, ea zice că o să trimis dosarul deja în arhivă. Așa închetați dumneavoastră fapte penale foarte grave. Ați fost informați, nu? Informat în ce? În felul ăsta? Da, am fost informat. Cu nicotină și cu dispreț. Eu de câte ori trebuie să vin la Botanică? Am primit scrisoare că s-a suspendat urmărirea, dar n-am primit ordonanță. Eu am venit și am cerut săptămâna trecută ordonanță și mi-au zis, na, sună-l pe Rusu. Și Rusu mi-au zis, vin orice zi de la 8:30. Eu cât simplu aici? Eu am nevoie de responsabilitate. Am nevoie. De ce nu mi s-a trimis ordonanța imediat ca să o pot contesta? Eu cât încă de mers o trebuie să mai fac ca să obțin o ordonanță? Ce practică e asta la Botanică să vă bateți joc de justițiabil? Cum o să o primiți dacă dosarul zice că e trimis la inspectorat? E ce fel de anchetă mai fac? Asta e procedura. Da, da, de ce nu mi-a trimis și mie actul oficial la care am dreptul să-l contest în termen foarte scurt? De ce nu mi-o trimis? De ce îmi trimite o țidulă prin care îmi spune că s-o emis ordonanță? Ordonanța aceea nu trebuie să-mi aducă la cunoștință. Așa, și dumneavoastră... Am venit și am scris cerere. Mi-aduceți o cerere prin care... Încă o cerere! După ce am primit o scrisoare să mai vin să mai fac o cerere ca să aștept să fiu iar citat? Vă rog, calm. Domn Cimbir, dar e strigător la cer, numai la Botanică să face așa ceva, vă bateți joc de oameni. Ați intrat la procuror? Exact, dumneavoastră sunteți un manager. Unul fumează când e în concediu, alta îmi spune că vine când altă dată. După ce am vorbit cu domnul Rusu? Doriți să ascultați? Da, vă ascult. Trebuie ordonanța ca să o contestați. Exact, de ce nu mi-a fost trimisă? Dosarul e expediat la Inspectoratul de Poliție pentru continuarea urmării penale. Care e problema? De ce nu mi s-a adus la cunoștință ordonanța pe care pot să o contest? Informat. Conținutul ordonanței care să-l pot contesta nu e un act procesual obligator. Nu trebuie adus la cunoștința omului care s-a plâns la poliție. Repetat, vă informăm cu prezentarea ordonanței. Doriți? Ce faceți cu Rusul care fumează în birou? Pe harte l-am dezvățat să mai fumeze pe coridoare, dar Rusul fumează în birou. Și el trebuie să fie în concediu acum, trebuie să fie la mare, la soare sau la țară. Da. Nu trebuie să stea în birou de stat care-s banii noștri. Și computerul acela Apple de unde îl are? E din banii noștri sau e computerul lui? Ce doriți la dumneavoastră acum de la mine? Tu nu mai doriți nimic. Eu aș dori să vă dați demisia. Păreți incompetent. Aș vrea să vă dați demisia, păreți un manager incompetent. Mi-e rușine că v-am văzut la față.
mafiei.